Bună, prietene! Acum vom discuta despre dovezile legate de competențele și abilitățile tale pe care trebuie să le prezinți audienții tale. Pentru a fi credibil, trebuie să aduci dovezi pentru fiecare competență pe care spui că o ai. Experiența ta îndelungată poate fi o dovadă. Poate că ai lucrat mulți ani în domeniu, poate ai scris o carte sau articole. Recomandări. Cineva care te cunoaște bine sau pentru care ai lucrat poate să-ți dea o referință, un testimonial care să demonstreze audienței tale de ce ar trebui să aibă încredere în tine. Educația. Poate ai o diplomă de la o universitate bine cunoscută sau poate ai făcut unele cursuri care să-ți dezvolte anumite competențe și abilități unice. Mulți dintre voi m-au întrebat câte dovezi trebuie să aduc. Atâtea câte consideră audiența ta că sunt necesare pentru a crede în tine. Dar focusează-te pe calitate și nu pe cantitate. Cum afli care sunt dovezile cele mai bune? E foarte simplu. Întreabă audiența. Ce ar face diferența în alegerea ta față de competitori? Ce contează pentru ei cel mai mult? Cercetează și alți competitori de succes. Discută cu alți competitori direcți sau indirecți. Dovezile competențelor și abilităților mele sunt experiența în branding personal și dezvoltare personală, afaceri, administrație centrală și locală, educație universitară, politică, marketing, relații publice, campanii electorale de peste 20 de ani. Viața trăită în alta societate, dar și în groapa cu hiene, cum îi spun eu, în România, dar și în străinătate. Recomandările și testimoniale de la foști și actuali miniștri, parlamentari, primari, oameni de afaceri, educația dobândită în 3 universități de top din Iași și multe cursuri internaționale. Scrie-mi în comentarii ce dovezi ale competențelor tale poți să prezinți audienții tale. Până atunci, urmărește-mă pe Facebook, YouTube, LinkedIn și Instagram. Intră acum pe www.raduprisacaru.ro și nu uita, în fiecare zi ne reinventăm și mergem mai departe. Toate cele bune!